Te aștept, honey, pe plajă. Seychelles. Vino, iubito. Să-ți văd ochii albaștri ca fundul mării. Sigur că da, viață. Mă întorc la tine iar și iar. Mare albastră. Mă întorc, hai, lasă vrăgeala. Vino încoace. Când se întoarce valul tău, singur la mare. Băiete, adu și un platou cu fructe de mare și un fresh de portocale. Băi, Cornelica, băi, Cornele, bă, băiatule, dacă ai ști de când te caut, trăiască familia ta. Hai, ce, te pup, auzi? Ce dă-mi și mie niște bani împrumut, că am o chestie, am o treabă pe care vreau să o fac repede. Băi, să fă... Băi, alo, magazia, băi, surd. Să simți briza mării când bate în tine. Cornele, bă, te rog eu, ajută-mă cu banii ăștia că ți-i dau mâine înapoi. Am afacere, am omul aici, pac, pac, am rezolvat-o, pac. Bă. Romică. A? Tu mă vezi, mă? Bă, normal că te văd, dar ce-ai? Ai luat-o la vale, trăiască familia ta? Să vorbesc cu ăștia la techiri, că ori se duc să faci împachetări? A? Lasă-mă, dracu, cu împachetările, că e ceva ciudat rău la împachetările alea cu... Adică? Am fost, dar nu mi-a plăcut. E un fel așa ca ultima etapă înainte de Belu, știi? E tot cu pământ, numai că nu pun capacul. Bă, tu chiar mă vezi, mă? Normal, mă, că te văd. Sigur că te văd. Ia uite, cum dracu să nu te văd? Ciudat. De ce? Chiar nu înțeleg, pentru că eu sunt în 2024. Și trebuie, mă, te-ai tâmpit? Ce? Mergi cu autobuzul acum? Ceva? Ce? Că nu înțeleg. Ce-ai pățit? Sunt în anul 2024, nebun. Băi, ești nebun? Suntem în 2023. Ce ai? Tu ești în 2023. Bă, e clar. Să mor, ai băut apa de la acvariu. Sunt curios, și cum e în 2024? E frumos, e... Deci fii atent. În primul rând, domnul Cornă. A, păi sigur că ești mai mare. Ce să spui de azi înainte, domnul Emil? Trei zile, nu te dragi. Nu contează, ești mai mare. Domnul Cornel, dacă ești mai mare. Nu, pentru că o am mai mare. Ia uite, că o are mai mare, deci trebuie să-mi zici tu mie, domnul Cuza. Mult mai mare. Mai... Băi, ești nebun? Și da. Cine ți-a mărit, omul, trăiască familia ta? Cine mi-a mărit-o și ultima dată? Cine, mă, tansatoarea aia lui Gârfi? Tu ești tâmpit la cap. Păi nu, nu s-a întâmplat niciodată. A, nu? Așa mi s-a părut. Guvernul, mi-a mărit pensia. Ți-a mărit pensia? Păi da. Dușne, bă. Doamne, ce an e 2024? Pe cuvântul tău. Abar nu ai, Gugule. Ia zi. Extraordinar. S-a băgat căldura, apă caldă în București. La Mamaia au scăzut prețurile, Gogule. La Mamaia? Da. Zic, ce zici tu de treaba asta? Zic că, așa, că dacă mă uiți să ții pastilele încă o dată, ne certăm, să știi. Nu se poate, e ceva defect la tine, nu? Gogule, noi nu ne certăm niciodată. Da. Îți spun sigur. Vin din viitor. Noi suntem ca frații, suntem nedezlipiți. Știi, suntem ca Rocky 1 și Rocky 2. Da, da, da. Ăștia chiar au fost ca frații, nedezlipiți. Probabil din cauza că era unul singur. Știi, mă gândesc la... Bine, bă, lasă că ai înțeles. Avem și noi disciplina meseriei, sunt sacrificii, sunt, nu? Da. Au, nu, tu știi de ce nu fac boxiorii niciodată sex înainte de meci? Păi nu se plac, probabil, mă gândesc. Bine, mă, mă rog, hai. Ești incorigibil, pe cuvântul meu. Am ce? Ideea că anul 2023 a fost greu. S-au tăiat din bani, au crescut taxele. Bă, știi cum e 2024? Cum e, mă, băncați? Băncați, zi, mă, cum se... Numai lapte și miere, Gogule. Lapte și miere? Lapte și miere. Da, să mă dreacu, tu știi foarte bine că mie nu-mi place mierea și laptele mă balonează. Bine, bă, numai risotto și fructe de mare. E, asta e ceva. Ai da, înțeles? Da. Bă, nu e un român care să mai sufere, spun.
Păi ăștia de la supermarket ți-aduc mâncarea acasă și te plătesc ei ca să le iei mâncarea, pe cuvântul. Ai văzut tu asta cu ochii tăi? Da. A, cu 2024. Jur, a venit unul. Așa? Mi-a adus ulei, mi-a adus făină, mi-a adus mălai. Bă, mi-a plătit și lumina, înțelegi? Aha. Și nu trebuia decât atâta să pun o ștampilă într-un pătrățel acolo. Ce idios, băi, auzi. Da. Ce zici de chestia asta? Da, da. E, idiot nu, dar mare tâmpit ești. Cine, mă? Tu, pe cum la vârsta ta mai crezi în ăștia, bă, că vor să te prostească? Băi, e an electoral, Cornele. Oamenii nu se schimbă niciodată, ascultă-mă pe mine. N-ai văzut cum fac ăștia? 3 ani, nimic și în ultimul an... de mandat, atunci se apucă să facă treabă. Hai, bă, asta e norocul lor și asta e să ne pupem undeva. Auzi? Ha. Dă-te, dracu, mai încolo, că stai în 2023 și intri peste mine în 2024. Tăticule, ha. Ești depășit rău de tot, să mor eu. Cine, eu depășit? Păi da, mă. Și ai uitat când ai venit cu sarmale să mâncăm amândoi? Păi și mă, nu-ți plac sarmalele? Păi sunt bune, mă, dar nu la cinematograf. Hai, mă, îmi dai banii aia sau nu? Cam o stare bună, chiar îmi iese bine, mă. N-am cum să-ți dau bani, jur, aș vrea să-ți dau. De ce? Dar nu pot, pentru că nu sunt în același an cu tine, înțelegi? Ce dragul nu prinde? Eu sunt aici în 2024. Așa, și? Păi și cum, dragul, să-ți dau bani? Tu ești în 2023. Auzi, cum fac, mă, și eu să vin și eu în 2024 dacă e așa de bine la tine acolo? Păi, bă, Google, știi aparatele alea cu fise? Da, le știu, alea, da. E, acum sunt cu hârtii, nu mai sunt cu fise. Cu hârtii? Cu foi, da, bagi hârtia și pac. Și câte hârtii de alea trebuie ca să intre? Ai o hârtie de 500 la tine? Am mai multe, am câteva de 100, dar am 500, că nu-s prea el. Ce dracu? Păi hai, bagă-le. Unde? Păi aici. Unde, mă? Aici, mă. Aici trebuie băgate? Păi nu vrei în 2024. Ba da, vreau în 2024. Păi hai. Mai bag? Păi bagă, bă, 500. Am 500, îmi cer scuze. 2, uite, 3. Dai, mă, mai repede, că trece 3, timpul. 4. Și pierzi autobuzul. Așa, 5. Bravo. Gata? Foarte frumos. Am băgat 5. Gata. Hai. Și acum ce fac? Mai du-te, dracu, de aici, ce să faci? Mă ții de 2 ani, abia reușesc să recuperez banii ăștia de la tine. Tădicule. Și cu 2024 ce facem, mă? Lasă-mă 2024. A. Mai rămâi un pic în 2023. Ei, vai de mama ta în 2024. Mai stai pe aici cât mai prins. Hai, da? La revedere. Hai, te pup. Te pup pe portofel. Hai, pa. Bă, stai, mă, Cornele, dă-mă. Ia trecut să-ți dă-mă, bă.